Minune în Columbia. Copiii pierduți și căutați în junglă timp de 40 de zile după prăbușirea unui avion au fost găsiți în viață. Cei patru au făcut obiectul unei operațiuni intense a echipelor de căutare și salvare, care a ținut pe columbieni cu sufletul la gură. Copiii erau singuri când salvatorii i-au găsit și au primit imediat îngrijiri medicale la fața locului. Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat că tinerii sunt un exemplu de supraviețuire și crede că povestea lor va rămâne în istorie. Accidentul de avion s-a produs în dimineața zilei de 1 mai, când aparatul de zbor monomotor cu 6 pasageri și un pilot a avut o defecțiune la motor. Aeronava a dispărut de pe radar la scurt timp, iar apoi a început căutarea supraviețuirii. Cei trei adulți care erau la bord au murit, iar trupurile lor au fost găsite lângă rămășițele avionului. Armata Columbiei a desfășurat operațiunea cu 150 de soldați însoțiți de câini pentru a-i căuta pe copiii de 13, 9, 4 și respectiv un an. A fost o întreagă desfășurare de forțe, alături de care și 10 de voluntari din triburile indigene au ajutat de asemenea la căutări.